Hristos a înălțat, stimați spectatori ai televiziunii române, suntem în complexul muzeal asta, la o casă din Târgu Cărbunești, din dorința de a nu desprinde de frumusețea aceasta unei înălțări de casă, care uneori ne încurajează să ne ridicăm și sufletul către Dumnezeu, nu doar gândurile. Suntem în această duminică în care am prăznuit Sfântul Sinod, al primul sinod ecumenic, de la 325, de la Niceea, și care a stabilit odată pentru totdeauna lucrurile legate de Dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu în ultimul rând a combătut poate cea mai gravă dintre erezii, care din când în când ne costă și astăzi, arianismul, boala aceasta de a-L transforma pe Hristos în orice altceva decât Dumnezeu. Un guru, un străluminat, un iluminat, dar nu Dumnezeu, pentru că dăunează, nu-i așa, grav nesănătății din jur, sănătatea aceasta a Dumnezeirii Mântuitorului Hristos. Cuvântul ultim al Evangheliei de astăzi este acesta: pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei, spune Domnul Hristos, că face tot efortul. Citirea este din capitolul 17 din Evanghelia de la Ioan, aducând aminte de momentul dinainte de răstignire, de momentul dinainte de multa pătimire prin care Hristos își vădește disponibilitatea de a aduce Duhul Sfânt ca pururea rugător împreună cu noi. Sinodul ecumenic este semn al prezenței Duhului Sfânt în lume. E cea mai bună mărturie între vindecarea unui orb și duminica pogorâi Duhului Sfânt, ca avem nevoie să stăm uniți sub flamura de lumina învierii, ca să putem să trăim, cum se cuvine, adevărurile de credință. Sunt 7 sinoade ecumenice, nici mai mult, nici mai puțin. De fiecare dată ele au stabilit cei 7 stâlpi ai credinței și ai mărturiei de care avem nevoie până astăzi să ne menținem vii înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să ne menținem vii pentru că această bucurie să o avem deplină în El, Hristos cel Înălțat. Mâine e o nouă zi.